Bună dimineața în ziua de Crăciun! Yeah, ne dă moșii cadouri! Zia Miu, ești bucuroasă că primești cadou? Da! Ne-am trezit, ne-am pregătit și mergem acum la micul dejun! Bună dimineața, tata! E soare și astăzi, se vede foarte frumos dacă te uiți așa de jur împrejur. Avem multe ferestre pe aici și un balcon mare pe marginea apartamentului și se văd munții peste tot. Și cred că o să fie o zi cu soare și astăzi, după cum se vede. Poftă bună, copilaș! Vă place? V-am pus iaurt cu fructe de pădure și cu semințe de chia, cereale, fulgi de ovăz. Iar noi ne-am luat aici câteva legume, salată verde, castravete. Acum mergem în casă. La micul dejun. Aoleu, ce frig e afară. Da. Haide. Repede, haide, repede. Haide. Închidem ușa și bye. Ne vedem la micul dejun. Este poliție. Da. Și am luat și niște cornulețe din astea de foietaj. Am ieșit acum puțin afară și este un aer așa tare de munte, foarte drăguț, e soare din nou, frumos și mergem până la baza pârtiei să vedem dacă mai este zăpadă. O să mergem la cei de la Snowpeaks de aici, care închiriază schiuri și fac training de schi, să ne programăm și noi pentru o sesiune mâine. Azi e Crăciunul, yay! O să ne plimbăm pe aici prin stațiune, să profităm puțin de vremea frumoasă și de soare. Iar mâine o să mergem la schi și mergem acum să ne programăm acolo cu ei și să vedem cum e pe pârtie, dacă mai e zăpadă, dacă... Da, hai să mergem! Aici sunt ATV-urile de la Snowpeaks. Se închiriază și te plimbi cu ele pe aici, pe lângă munți. Există trasee de off-road, pe unde am fost și noi ieri. Și a fost foarte drăguț. Doar că noi am fost cu UTV, un ATV mai mare, așa. Uite, chiar este chiar acolo. Hai, mergeți, copilași! Da, am văzut! Mergem puțin să vedem cum e pe aici, pe la telegondolă, să vedem dacă mai e zăpadă pe aici, pe la baza pârtiei. Mai e puțin, văd că se mai dau copii cu săniuțele. Și copiii vor să luăm o săniuță acum, de la cei care închiriază de aici. Hai să vedem. Da. Ne ducem să ne plimbăm. Da, am fost să le luăm săniuțe la copii și încercăm să ne dăm pe aici, pe pârtia asta, deși nu este mai deloc abruptă, nu prea se... trebuie să urcăm mai sus, că pe aici, pe la bază, nu știu dacă o să meargă prea bine. Dar ei sunt foarte încântați că și-au luat săniuțe la zăpadă. E bine că mai e totuși un pic de zăpadă pe aici. Băieții s-au dus să-și ia cizme, pentru că era un Adidas și se udau pe aici. Noi am ieșit așa la o mică plimbare. N-am avut de gând să venim chiar pe pârtie. Am zis că venim doar până aici să vedem cum e, dar băieții, dacă tot au văzut că e zăpadă, au zis că vor sănie. Și uite, așa am luat și sănii și s-au dus să-și ia cizme. Dar e atât de cald că nici nu-și trebuie geacă. Am pus toate gecile morman acolo, le-a dus tati cu băieții acolo, s-au dus să le ducă în casă. E bine că e hotelul aici aproape și se duc repede dacă uităm ceva sau dacă avem nevoie să ne ducem până în casă, imediat ajungem. S-au dus să își ia deci cizme, după care o să vină să se dea cu săniuța, eu am rămas cu Amia aici
și ea vrea să o plimb acum. Amiuț! Ne plimbăm cu Săniuța? Ce zici? Da. Da? Ce faci acolo? Adun zăpadă și pui pe sanie? Faci colecție? Ce faci? Nu ți-a înghețat mânuța? E destul de soare și frumos. Nu mai bine de Săniuș și de schiat azi. Am găsit aici un munte de zăpadă. Wow, s-a dat Amiuța singură, bravo! Are centura, nu se poate ridica. Da. Da, ține hățul ăla în mână, așerul. Așa. Se împiedică Sania dacă nu. Să vedem cum se dă aronelul. Wow! Ce se duce. Gata, hai, dă-te și tu. Wow, așerul. E bine că n-au mult de urcat. Doar panta asta. Cum e, păpușică? Îți place? Da? Amia, te mai dai? Ah, ce slavă am dat-o! Ah! Trebuie un pic mai în stânga. Băi, ce ai făcut aici cu asigurarea? Care e? Aron, asigurarea. Iar acum ne-am pus aici la masă să bem un suc și o apiță, că ne era sete, nu-i așa, copii? Da! Cum vi s-a părut la Săniuș, copii? Foarte frumos! Yay! Binișor, dar mai bine era cu schiurile. Aha! Mâine o să te dai cu schiurile, Aron. Deocamdată cu Săniuța. A fost bine! Că m-am dat cu Sania pe iarbă. Pe iarbă. Astăzi este Crăciunul și de-abia aștept să-mi aducă moșul cadouri la 4. Aha. E un moș aici la hotel care împarte cadouri. Acum de Crăciun am amintit o poezie. Yes.
când te-ai coborât din ceruri să te naști în chef de om, a venit să ți se închine, o, Iisuse, maci păstor. Azi vin și eu la tine să-ți dau inimioara mea, ca să te naști și mine, ca atunci ești la ta. Vreau să-ți aduc închinare, viața mea să-ți dăruiesc, căci ai venit pentru mine, de aceea îți mulțumesc. Yay! Bravo! Am învățat și fetița poezie. Este ora 4 acum, copiii au dormit puțin între timp, cei mici, care nu doarme ziua, și acum mergem la cadouri! Haideți cu noi! Wow, ce drăguța mea! Hai să ne așezăm aici, ia! Așează-te aici, lângă! Uite, acolo e fotoliul lui Moș Crăciun. În față. Acolo trebuie să se așeze. Unde? Acolo, în față. Acolo ce? Acolo se așează Moș. Unde-i focul? A, e șemineu, da. Hai să deschidem acum cadourile! Yay! Da, bine! Uite, un globuleț! Și adică globulețele astea! Tabletă? What? Ce-i acolo? Ce-i acolo? Tabletă! Am primit o nouă tabletă! Wow! Pe bune! Wow, da, o portocală. Ia, așa ceva. Wow, ce-i asta? Nu știu, vedem apoi. Wow, uite asta. Ce-i ce-i aia, șerul? Oh, wow, asta mare ce e? Vedeți apoi, desfaceți-o. La primăra preferată. Aha, wow. Ia să vedem, ia! Ce mai e și mașinăria asta? O mașinărie drăguță, de pus la mânuță. Ok. A mea, ia de pe jos! Mama, e ceasul ăla! Aha! Ce mai e? Ia să vedem! Ia să vedem ce mai e și aici! Opa! Au plecat mingile la plimbare! Desfă-l, mama! Dar nu întâi, desfă păpușica întâi! Acum? Ia să vedem ce am! Super, ia uite! Ce-ai primit acolo, Aaron? Un ceas! O jucărie care se pune la mână pe post de ceas, așa. Ce-i asta? Ia vezi ce e. Împarce-o pe partea cealaltă. Mama, vreau să-i că n-are baterii. O carioca! Nu știu de ce îmi trebuie carioca. Hai să vedem. Trebuie baterii. Da, avem și baterii. Vă dau imediat și baterii. Ia, ia, stai să vedem la păpușica a miei. Wow, ce blondină e. I-a căzut biberonul. A mea, ia uite ce ai primit. Wow, amiuț, ce tare.
îi dai să sugă și după aia îi împletești păruțul. Uite, îi pui o floricică în păr. Asta se desface și îl prinzi așa frumos. Ia uite ce drăguță e! Ia, scoate el ăla, scoate-l! A, a început să plângă, dă-i repede biberonul! Bagă-l în guriță că tace! Așa zice, vezi? Vorbește! Ai văzut, amiuț? Mamă, incredibil! Incredibil, dar adevărat! Ce e acolo? Wow, foarte tare! Este o tabletă magică, uite, Magic Pad, și ți arată aici. Aoleu, plânge păpușa mie! A mea, cum îi pui numele? Miții! Pe pisică! Se agață acolo sus, ca să-l pui în cui. Așa. Ia să vedem ce e aici, tabletă magică, ia să vedem! Wow! Ce tabletă magică! Uite, Aron a desfăcut-o deja! Că aveți amândoi! Ia să vedem ce tabletă magică! Wow! Wow. Mami, wow, și cu socotel! Ia uite pe spate! Cocalioca! Da! O tabletică cu mai multe fișe și o să fie... Ah, ai desfăcut piciorușele! Drăguț! O să se coloreze drăguț, o să fie fosforescent așa. Uite cum colorați aici. După aia se face fosforescent, se șterge fișa pe care o faceți. O să ne uităm pe instrucțiuni, că nu știu exact cum se folosește, dar... Ok, o să încerc. Dar cred că vă place. Că știu eu că vă plac genul ăsta de jucărioare. Mama, o să încerc. Și o păstrez. Da! Super! Deci cum vi s-au părut cadourile, copilași? Super frumoase! Amios, tu ce mai ai acolo? Ia să vedem. Uite. Ia, arată-mi. Arată-mi. Wow, o tabletică. Trebuie să-i punem baterii și o să se aprindă de aici, de la butonaș. Hai să luăm repede niște baterii, da? Că vă trebuie la toți baterii. Ia să mai vedem ce mai am. Wow, ce ar putea să fie aici? Ia să vedem. Oh, niște carioci. De-astea wow, mai aveam. Arată, de care? De-astea mai aveam. Mamă, ce drăguț, sunt marcăre din alea. Să colorați cu ele. Da. Wow, super. Plânge bebe, plânge bebe. Mama, o să le închei ca să nu se piardă. Ai primit și o căprioară așerul? Pe asta ți-o doreai tu de mult. Gata, baby. Hello. Wow. Lee. Literele acolo. Apasă pe ăsta. Aici spell, word, letter. Și cântecele cred că are. Can you spell the word yo-yo? Auzi. Try again. Ia, dă să-l văd. Îl ai pe Tom, the cat. Campion! Campion! Registrează. Și am terminat și o fișă din asta. Opera de artă. Art Glow, Magic Pad se cheamă. Hai. Deci, practic, se pune o fișă. Ai mai multe variante de fișă din asta. Se pune pe aici, pe sus. Iar aici în față este ca un fel de plastic pe care desenești ce este pe fișă. După care aprinzi luminițele astea. Și cumva luminile de aici trebuie să se schimbe. Copiii sunt foarte încântați că au primit cadouri. Cam astea sunt cadourile lor de anul ăsta. Un an special pentru că am petrecut Crăciunul în altă parte decât acasă, în țară.
Și da, cu siguranță va rămâne o amintire foarte plăcută pentru ei, sejurul acesta, din acest motiv, dar și din altele. Sperăm că v-a plăcut și vouă și că ați avut și voi un Crăciun fericit, voios, minunat. Încheiem aici vlogul și vă așteptăm într-un nou video. Bye, bye! Merry Christmas!